Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Moscova acuză Ucraina de terorism. Presa rusă difuzează cu insistență teoria unui camion încărcat cu explozibil care ar fi fost detonat pe pod, chiar dacă mai mulți experți militari occidentali își exprimă îndoiala că avariile ar fi putut fi rezultatul unei explozii de acest gen. Dar e clar că atacarea cu succes a acestui pod aflat la sute de kilometri de Ucraina reprezintă o mare lovitură dată orgoliului Kremlinului. De altfel, podul peste strâmtoarea Kerch, în lungime de 19 kilometri, a fost inaugurat acum 4 ani chiar de către Putin personal, care a șofat un camion pe el. Dar există și un impact militar al acestei lovituri. La telefon este generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața, domnule general! Bună dimineața! Acum, podul are, am văzut, are benzi duble de trafic și linie dublă de cale ferată. Avariile au distrus, avariile provocate de explozie, au distrus un sens rutier, au afectat serios liniile de cale ferată, dar traficul auto a fost deja reluat pe un fir, la fel ca și cel feroviar. Nu știm la ce capacitate totuși. Cât de important este podul peste strâmtoarea Kerch din punct de vedere militar? Că, în fond, prin ocuparea sudului Ucrainei, rușii au acces, au și acces terestru între Rusia și Crimea, nu? Sigur, au acces terestru, însă linia cea mai scurtă din punct de vedere al logisticii de front, al logisticii operative pentru zona de sud și mai ales pentru întărirea apărării pe malul drept al Niprului în zona Herson, rămâne tot Crimeea. Ca atare, putem vorbi acum de o dereglare, o încetinire a aprovizionării cu echipamente grele, mai ales cu echipamente militare mai ales grele, pentru că ele nu mai pot fi trecute peste pod. Probabil se va apela la un transport de tip feribot. De asemenea, celelalte materiale care sunt necesare, ținând seama de consumurile mai mari în această perioadă, consumurile grupării de forțe de pe malul drept al Niprului, sigur, ucrainienii fiind în contraofensivă și rușii fiind obligați să consolideze apărarea. Dar am văzut unele interpretări ale unor generali americani care spun că principala problemă acum este aprovizionarea cu carburant. Că e mult mai complicat de transportat carburant cu cisternele auto pe calea terestră decât era înainte pe pod. Dar pe de altă parte, armata rusă e statică, nu? E în defensivă. De ce are nevoie de atât de mult carburant acum? N-ar fi vorba numai de carburant. Și carburantul este necesar. Sunt consumurile destul de mari chiar în perioada etapelor de apărare. Dar creează probleme acum și sigur va crea probleme dacă reparațiile nu vor fi finalizate pentru transportul pe calea ferată, mai ales a tehnicii grele, în momentul în care și se preconizează că luna noiembrie ar însemna și introducerea în război, în invazie, a primelor unități nou înființate prin mobilizarea parțială. Cel mai probabil aceste unități sunt fie unități de tancuri, fie unități mecanizate și toate au tehnică grea, ținând seama de dislocarea acestor unități în adâncimea Federației Ruse, cel mai facil este transportul pe cale ferată. De altfel, sunt două axe de aprovizionare a zonei de invazie. Una este descrisă de Belgorod și agențiile de presă consemnează chiar lovituri în zona Belgorod, în zona Kursk, chiar și în adâncime în zona Briansk. Iar pe de altă parte este axa descrisă de Crimea înspre Herson. Se creează deja probleme pentru că, în definitiv, lovirea podului de la Kerch, indiferent care vor fi concluziile comisiei de anchetă, creează vulnerabilități și o instabilitate, pe de o parte a lanțului logistic, pe de altă parte în perspectiva introducerii în acțiune, în defensivă sau în ofensivă, dar vorbim aici de defensivă în zona Hersonului, a unităților, spuneam, nou înființate prin mobilizarea parțială. Este punctul cel mai important lovit în Crimeea, pentru că au mai fost lovituri în Crimeea asupra bazelor aeriene, Jankoi, tot pe partea de est a Crimeei, explozia unui depozit și lovirea bazei aeriene, aeroportului din Novofedorivka, chiar cu distrugerea unor aeronave.
este și o lovitură de imagine, pentru că se fac foarte multe similitudini între lovirea crucișetorului Moscova și, sigur, acum explozia de pe podul de la Kerci. Da, chiar Ministerul Apărării Ucrainean a făcut această alăturare. Credeți că e plauzibil o repetare a loviturii din moment ce podul nu a fost totalmente distrus, ci doar avariat? Va fi mai dificil. Ceea ce mă surprinde este faptul că misiunea de securizare este încredințată FSB-ului. Regulile militare ar spune că tot ceea ce ține de linia de contact, dar și de axele de aprovizionare, trebuie să intre sub responsabilitatea comandamentelor militare. Dar este decizia lor. Până acum se comenta că responsabilitatea aparținea Ministerului Transporturilor. Mă așteptam ca responsabilitatea unui asemenea pod obiectiv strategic să fie încredințate districtului militar de sud. Dar, mă rog, nu comentăm măsurile pe care le au rușii. Da. Sigur, condițiile de control vor fi mult mai stricte. Acum, dacă vorbim de un camion încărcat cu explozibil detonat și nu a fost un camion tot încărcat cu un combustibil care a fost detonat, lucrurile sunt grave, pentru că trecerea unui camion, a unui tir cisternă cu combustibil era posibilă, dar să treacă un camion cu câteva tone de explozibil este o vulnerabilitate extrem de gravă. Dar pus scanere acolo la capetele podurilor, toate camioanele sunt verificate înainte. Teoria Kremlinului este că acest camion a parcurs vreo 3 țări, s-a plimbat sute de kilometri prin Rusia. E cam ciudat. Este destul de ciudat. Nu vom afla care este realitatea, probabil o vor ști doar ei. Nu știu nici acum exact, pentru că, în mod sigur, există încă nevoie de continuare a investigațiilor la fața locului. Important este că rușii sunt loviți nu numai pe linia de contact cu trupele ucrainiene, sunt loviți în adâncime și ne putem aștepta în continuare ca pe axele logistice pe care le descriam puțin mai devreme, loviturile să continue sub diverse forme. Apropo nu neapărat de asta, să se repete lovitura asupra Kerciului în maniera acestei deflagrații. Apropo de asta, mai avem un minut. Dumneavoastră, domnule general, vi se pare că atacul acesta ar fi așa doar un act îndrăzneț, mai mult de imagine, sau credeți că face parte dintr-un tablou strategic mai larg? E o pregătire a unei alte acțiuni? Este o întrebare binevenită. Este o planificare operațională a unor lovituri pentru a perturba, dacă nu a interzice, fluxurile de aprovizionare logistice ale armatei de pe direcții diferite, acum vorbim de pe direcția Crimeea spre Herson, și de asemenea acțiuni care să deregleze în perspectivă, să întârzie introducerea în operație, în operația de invazie, în operația militară specială, indiferent cum îi spunem, a unităților înființate prin mobilizarea parțială. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule general. A fost în direct în deșteptarea, generalul în rezervă, Virgil Bălăcean. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.